Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihaile și vă spun bun venit la o nouă emisiune Lumina Ortodoxiei aici pe HTV Live. O emisiune realizată în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Emisiunea de astăzi are titlul Dăruire în Lumina Tinereții. De obicei, momentul din viața noastră când dăruim cu mai multă ușurință, când spiritul de jertfă este mai prezent și mai activ în viața unui om, este perioada tinereții. De aceea, fără să greșim, putem spune că și religia creștină, a cărei esență sau învățătură esențială este spiritul de jertfă, deci și religia creștină este o religie a tinerilor. Pentru a vă demonstra acest lucru, am invitat astăzi două tinere, reprezentante a două asociații care desfășoară activități în municipiul Iași și nu numai. Una dintre ele, o asociație cu o veche tradiție, deci prezentă de foarte mulți ani în municipiul Iași, și o asociație, cea de-a doua, prezentă mai de curând, dar să știți că recuperează din urmă, având activități foarte multe. Deci mai întâi să vă prezint, este vorba de Chebac Roxana, reprezentantă a ASCOR-ului, filiala Iași, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români din Iași. Doamne ajută, bine ați venit! Să rămână, Părinte, bine v-am găsit! Așa, și domnișoara Mihaela Bulgariu, din partea Asociației Tinerilor Ortodoxi Români. Să rămână, Părinte, bine v-am găsit! Bine ați venit și dumneavoastră! Ce e ASCOR-ul, ce e ATOR-ul? Prin ce se deosebesc cele două asociații? Nu doar prin denumire. Cui se adresează ASCOR-ul și cui se adresează ATOR-ul, ca cei care ne urmăresc să aibă conturată o imagine asupra acestor două asociații. Ce este ASCOR-ul? ASCOR-ul, adică Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, este o asociație, așa cum am spus, cu vechime în Iași și nu numai în Iași. Avem 26 de ani de când suntem prezenți în comunitatea locală. În prezent sunt mai multe filiale în țară, care au și ele foarte mulți ani. 26 sunt și la București și la Cluj. Și desfășurăm activități care sunt menite să promoveze valorile românești și în special credința creștin-ortodoxă în mediul universitar. Dorim să facem cât mai multe activități și proiecte. De curând am prins curaj și pe această latură, care să îi ajute pe tineri să se descopere, să își dea seama ce pot să facă, să le ofere o oportunitate de petrecere a timpului liber calitativ, să crească alături de prietenilor și să descopere noi lucruri pe care probabil și-ar fi dorit să le afle până atunci. Să vedem acum cealaltă asociație, Mihaela. Reprezinți o altă asociație. Adresez aceeași întrebare. Ce este ATOR-ul? ATOR-ul sau Asociația Tineretului Ortodox Român este o asociație care a fost înființată în anul 2009 cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Mitropolit Teofan, care are în prim plan activități organizate pentru tineri. Și când spun tineri, mă refer la liceeni, dar nu numai. Dacă ar fi să dau ca și vârstă, vizează tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani. Dacă ASCOR-ul are în prim plan studenții, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, ATOR-ul vine la modul general, privește tinerii, așa putând cum fi membri nu doar tinerii care sunt studenți. Exact. Și liceeni și nu numai, studenți sau chiar mai mari. Important e să aibă măcar 14 ani. Așa este. Dar dacă cineva nu are 14 ani, poate să vină la activități, poate să se implice? Da, mai nou a fost a fost gândit o alternativă pentru tinerii sub 14 ani, ATOR Junior, așa a fost denumit, și la activitățile desfășurate de ATOR Junior vin copii, dacă aș putea spune, cu vârste între 6 și 14 ani. 6 și 14 ani, deci sunt și ei, pot și ei să fie prezenți, să participe la activități. Sunt organizate activități chiar și pentru categoria aceasta de vârstă.
Roxana, ziceai tu că mai nou ați prins curaj și să derulați niște proiecte. Așa este. Finanțate. Deși ASCOR-ul are 5 departamente mari, credință, cultură, unde se fac seminarii de weekend, conferințele mari din postul mare și din posturi. Mai au și conferințe săptămânale, avem joienele. Exact, este o tradiție această conferință de joi și încercăm să o păstrăm așa în continuare. În fiecare joi avem o conferință mică, îi spunem noi, în sala T11 din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Săniloae. Un alt departament este asistență socială, care colaborează cu centrele de copii, penitenciarul, căminul de bătrâni. Un departament de sport turism, aici pelerinaje, excursii, activități sportive, campionate în Iași. Avem departamentul de relații externe, menit să păstreze legătura cu celelalte organizații din Iași și din străinătate sau din țară. Și proiectele, care sunt o parte mică a departamentului de Semper Fidelis. Acum spuneam că am prins puțin curaj și să abordăm mai mult această latură. Ne-au luat cam 2 ani de când suntem în acest mandat, în noul comitet, și am prins, spuneam, curaj să scriem. Să scrieți proiecte pentru care să găsiți finanțare. Așa este. Am scris 2 proiecte și cu ajutorul lui Dumnezeu au fost acceptate și finanțate. Amândouă au fost eligibile și finanțate. Ambele. Un proiect a fost depus la concursul național de proiecte pentru tineret la Ministerul Tineretului și Sportului și al doilea proiect la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași pentru concursul local de proiecte pentru tineret. Ce v-ați propus prin aceste două proiecte? Aceste două proiecte se deosebesc ca o viziune comună sau se adresează în primul rând, se adresează unui grup țintă diferit. Nu poate fi același grup țintă în amândouă proiectele, dar e aceeași viziune în ele sau vă propuneți lucruri diferite? Proiectele țintesc spre viziunea ASCOR, adică am scris proiectele cumva pe latura pe care le-am deja spre ceva ce mergem deja. Încercăm să ne îndeplinim misiunea noastră ca asociație și am scris aceste proiecte tocmai ca să ne ajute și bine a fost că a fost asemănătoare cu viziunea pe care o au cele două instituții finanțatoare. Și aici mă refer la faptul că dorim să ajungem către tineri. Am identificat anumite provocări în mediul rural, în proiectul de pe Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Am abordat județul Iași, pentru că este un proiect local, iar în proiectul pentru Ministerul Tineretului și Sportului a fost un grup țintă regional din județele Iași, Neamț și Botoșani. De exemplu, acum rulează un filmuleț cu filmări realizate, dacă poți să ne explici puțin și să detaliezi, să faci referire la tipul activităților, ce s-a făcut, cui s-a adresat aceste activități. Filmulețul care rulează în aceste momente este făcut în cadrul taberei din Aroneanu și aici lângă mine avem partenerul principal din cadrul acestei tabere. Mihaela este din această comunitate și am luat partener pe ator în tabăra din Aroneanu. Deci Mihaela a participat la aceste activități și ea este chiar și din Aroneanu. Este prin adopție din Aroneanu. Mihaela este căsătorită cu Bogdan, care este din Aroneanu. Înțeles. Păi atunci haideți să dăm cuvântul Mihaelei. Mai bine. Mihaela, prezintă-ne ceea ce vedem noi pe ecran. Da, ceea ce vedeți dumneavoastră pe ecran sunt filmări, așa cum ați spus, din 3 zile de tabără. Tabără organizată de către ASCOR Iași în parteneriat cu ATOR Iași. A fost spre bucuria noastră și spre, nu știu, norocul nostru că sunt voluntari ATOR Iași și totodată fac parte din comunitatea Aroneanu și ne-a fost foarte ușor să organizăm tabără aici.
Dat Pentru că voi cumva îi mai știți pe copiii de acolo, Exact, ne-a fost cunoașteți. Foarte ușor să-i adunăm, să le transmitem informația despre tabără și, de asemenea, experiența noastră de-a lungul timpului ne-a ajutat în organizare foarte mult. Da, câți copii au fost în total? Au fost în jur de 65 de copii, cu vârste cuprinse între 8 și 26 de ani. 26, bine că în filmări nu pot fi prezenți toți odată, toți cei 60, da, deși au fost filmate sunt atelierile. Momente în care... ei apar toți la anumite filmări de grup. În schimb, filmările surprind diverse momente, diverse activități, din câte am văzut eu, derulate pe grupe. Așa este. Voiam să explic chiar, probabil mulți dintre dumneavoastră vă veți întreba de ce este atât de mare diferența de vârstă, de la 8 la 26 de ani. Nu a fost absolut nicio problemă, datorită faptului că tinerii au fost împărțiți pe grupe de vârstă. Și s-au... după ce s-au format grupele, activitățile au fost gândite în așa fel încât să meargă să fie atractive pentru fiecare din aceste grupe. Deci au fost ateliere pentru grupele de 24-26 de ani și au fost ateliere pentru grupele de 80 ani. Ei nu au participat în comun la toate activitățile. Au fost și activități la care au participat în comun, spre exemplu masa, care, mă rog, acolo nu au fost activități, dar da, exact, au stat în comuniune sau... cu toții. Vizionarea unui film a fost una din activitățile care a pus la un loc pe toți participanți, toți 65 de participanți. Sfânta Liturghie, nu mai spunem, trebuia amintită chiar la început. A fost unul din momentele în care participanții au aici ce este? Este un seminar? Este o... Aici am avut o conferință, având ca invitat principal pe Părintele Arhimandrit Nicodim Petre, care le-a vorbit tinerilor din Aroneanu despre istorie și de ce este important ca noi să ne cunoaștem istoria, nu neapărat a satului, cât istoria în general. În general. Da. Tinerii au fost destul de atrași de tema conferinței. Bă, că ați făcut și gogoși acolo. Da, copiii cu vârste, mă rog, grupa cuprinsă între 8 și 10 ani a participat la atelierul de gogoșărit, dacă aș putea să spun așa. Doamnele i-au învățat să facă gogoș, au fost foarte încântați, au fost atrași, au spus povești, au cântat, la sfârșit ne-am delectat de bunătățile care au ieșit pe mâna lor. Mai departe, aici avem o mică parte din masă, așa se desfășura masa în toate cele trei zilele, când începeam cu rugăciune și... La masă a fost foarte interesant, copiii, tinerii, participanți au stat la un loc și au povestit, au fost destul de animați de ceea ce s-a întâmplat până la momentul ăsta. Aici se văd, cred că sunt toți cei 60. Da, care... aici sunt toți cei 60. Cum a venit ideea acestui tip de activitate? Cum a apărut? Ce probleme încercați? Că orice proiect își propune să rezolve niște probleme până la urmă, da? Ei, care sunt problemele în comunitățile rurale și cum ați încercat să le rezolvați aceste probleme? Da, în această tabără, ca în toate activitățile pe care le-am surprins în proiectul nostru, am încercat să răspundem nevoii tinerilor de a participa la comunitate, de a învăța despre cum să participe activ la comunitatea sa. Și am abordat tocmai zonele rurale, pentru că aici este o dificultate în a se implica, pentru că nu văd ca pe o nevoie și preferă, primul gând este să plece din sat. Primul instinct al tinerilor este să meargă undeva, de fapt sunt două, ori este instinctul de a pleca la școală undeva în oraș și de acolo să plece undeva în străinătate să lucreze, ori al doilea este nu vreau să fac școală pentru că nimic oricum nu-mi folosește, în satul acesta nimic nu crește și stau într-o stare de, nu vreau să-i spun chiar vegetație, dar într-o stare de muncesc cu ziua, ajung să muncească cu ziua. Și dorim să ajungem la acești tineri, să le deschidem puțin orizontul, să le arătăm și alte oportunități. Foarte mulți tineri din această tabără, spre exemplu,
poate nu au avut niciodată ocazia să iasă din satul lor, poate nu au avut niciodată ocazia să vadă un voluntar, nu știau ce înseamnă un voluntar, nu știau ce înseamnă să faci voluntariat, nu știu cum poți să mănânci la oaltă cu 60 de oameni, poate acum mă iertați, la un praznic sau la o nuntă, dar să vezi să mănânci cu prietenii tăi toți 60 în același timp, cred că nu au mai văzut mulți dintre ei până la această tabără și a fost o oportunitate să vadă lucrurile frumoase pe care ei pot să le facă. Pentru că foarte multe din aceste activități am mizat să-i învățăm să facă ceva și apoi ei să continue să dezvolte ei înșiși niște activități sau anumite evenimente destinate comunității lor. Deci, pe de o parte, ați încercat ca ei să conștientizeze valoarea comunității în care trăiesc, să-i motivați să se implice în comunitatea respectivă și în același timp i-ați învățat anumite lucruri pe care să le facă mai departe. Așa este. Aspectul acesta l-am surprins mai mult în cele 5 seminarii de formare pe care le-am avut în cadrul proiectului finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, spre exemplu. Și prin acest seminar de formare, ce v-ați propus? Care a fost Am avut teme diferite prin care am abordat fiecare comunitate, am încercat să vedem ce ar avea nevoie mai mult. Deci să înțeleg că sunt mai multe comunități. Da. Sunt cinci comunități în care am ajuns. Este vorba de Todirești, Belcești, Liteni, Aroneanu și Soci din județul Iași. În aceste localități ați desfășurat activități în genul celor pe care le vizionăm acum, nu? Acesta este o tabără. În cadrul acestei tabere am avut și un seminar de formare. În schimb, în celelalte 4 comunități am mers doar cu seminarii de formare. Am avut seminarii de o zi, cursuri de o zi, în care am integrat și activități interactive. Nu am stat 3 zile cum am stat în Aroneanu. Și numărul a fost mai mic, au fost doar maxim 20 de participanți la fiecare training. Dar aici am abordat 2 teme de interes pentru ei și am observat că își doreau să mai participe și la alte activități și chiar pe viitor, văzând ceea ce am făcut în Aroneanu, ar vrea și să desfășoare, să și organizeze anul viitor o tabără în comunitățile lor. Deci să înțeleg că ați instruit oameni care vor putea în comunitatea respectivă să organizeze aceste activități. Așa este. În special prin trainingul pe care l-am avut cu tema cetățenie activă și organizare de evenimente comunitare, am încercat să le facem cunoscută noțiunea de voluntariat și să vadă importanța pe care o are voluntariatul în viața unui tânăr. Mai ales că de un an de zile avem și legea voluntariatului, prin care toate activitățile sunt normate, poți să ai un contract de voluntariat, se poate adăuga acum la CV și este recunoscut. Activitatea de voluntariat e văzută, e recunoscută ca și experiență. Ca experiență. Și partea a doua acestui tip de formare a fost organizarea de evenimente comunitare în care învățam exact acest lucru, care sunt pașii pentru a organiza o tabără. Am mers pe trei evenimente diferite, pe tabără, cum se organizează un pelerinaj și cum se organizează o conferință. Asta pentru că am văzut că și-ar dori și ar putea să facă ei asta mai departe. Cam aceste trei tipuri de evenimente comunitare și-ar dori să le organizeze la ei în sat. Cum i-ați simțit pe participanți? La început, timizi. Timizi. La început timizi, pentru că în momentul în care mergi într-o comunitate și spui astăzi vom avea un training pe cetățenie activă și organizarea de evenimente comunitare. Părea mai puțin. Da, sau părea puțin neatractiv. Neatractiv, exact. Neatractiv și părea puțin straniu. Oricum, imaginile dovedesc contrariu, în sensul că ei s-au distrat, s-au simțit foarte bine învățând în același timp,
niște lucruri foarte utile și foarte, zicem noi, importante pentru ei. Asta este și metoda prin care mergem în ceea ce înseamnă învățare. Mergem prin metoda de învățare experiențială, adică învățarea prin experiență. Oferim o experiență, după care ne așezăm și reflectăm asupra experienței respective. Bun, haideți să vedem ce s-a întâmplat în această experiență. Ce cum crezi că simțit? Cum te-ai simțit? Crezi că sunt situații din viața de zi cu zi care să reflecte exact același rezultat? Cum poți schimba lucrurile astea? Ce înveți din acest joc, din această activitate? Și astfel, prin urmând ciclul învățării prin experiență, ei pot să conștientizeze și să învețe lucruri pe care nu sunt dispuși să stea în bancă să le învețe. Pentru că educația non-formală pe care noi am făcut-o în aceste activități ale proiectelor este o educație care completează sistemul formal, nu îl înlocuiește și nici nu îl exclude și nici nu neagă importanța pe care o are. În schimb, tânărul este mult mai atras spre aceste activități de educație non-formală, spre joc, spre activități creative, artistice, care să-i scoată puțin din zona de confort. Mihaela, având în vedere că știi mai bine pe cei din Aruneanu, crezi că sunt șanse ca la anul să fie repetat acest proiect, să zicem, sau această tabără care... Da, cu siguranță. Cu siguranță. Nici nu s-a terminat tabăra din Aruneanu. Bine, deja copiii ne întrebau când va fi următoarea tabără. Dar ceea ce ne-a bucurat pe noi ca organizatori mai mult a fost faptul că la sfârșitul taberei au fost cam 10 tineri care și-au dorit să activeze ca și voluntari în asociațiile noastre. Ne-au întrebat cum pot ajunge și ei voluntari, cum pot merge la activitățile pe care asociațiile noastre le organizează. Și au șanse să fie acceptați, primiți ca să activeze? Au toate șansele să fie primiți pentru că se încadrează și ca vârstă. Sunt tineri peste 14 ani și datorită faptului că în ultimii 2 ani noi am mai organizat activități în parohie, au și oarecare experiență. Și aici noi ne dorim ca dorința aceasta lor de a activa să o păstreze și să fructifice acest gând. Deci asta a fost unul din lucrurile care ne-a bucurat cel mai mult. Apoi am mai sesizat faptul că au învățat să comunice, s-au mai cunoscut între ei și domnește oarecare comuniune, dacă am putea spune așa. Iar cam ultimul lucru pe care eu l-am sesizat a fost faptul că s-au apropiat de părintele paroh și este un aspect foarte, foarte important pentru că prin părintele paroh ei ajung la biserică. Părintele este cel care îi aduce și reprezintă biserica pentru ei. Și ne-am bucurat foarte mult că părintele a fost alături de noi la activitățile pe care le-am desfășurat în tabără și copiii au văzut că, de fapt, părintele nu este doar acea persoană care slujește în biserică, ci... Îmbrăcat în negru, care sperie pe toată lumea și sobru. Sau care sperie pe unii. Sau pe unii, da. Da. Noi luăm o scurtă pauză, dragi telespectatori. Continuăm emisiunea noastră cu lucruri tot la fel interesante.